Doamnelor, domnilor, pregătiți-vă pentru o nouă incursiune în timp. Ajungem acum 50 de ani în Galați, unde suntem atenționați cu privire la caniculă. Ultimele informații meteorologice și timpul în sine prezice luna iunie ca o lună frumoasă, călduroasă. Mai călduroasă se spune ca iulie și august. Și ca o confirmare, mercurul termometrului a urcat brusc în ultimele zile, printre care și duminica aceasta chiar peste 30 de grade. Se poate vorbi așadar de caniculă, specifică anotimpului de vară. Galațiul, oraș în sine, prin grija de bun gospodare a unor organe, în speță Sfatul Popular Orășenesc și întreprinderea de gospodărie comunală, s-a pregătit din vreme, în cea mai mare parte, pentru aceasta. Locuitorii orașului, ca și numeroșii săi vizitatori, își pot găsi odihnă în timpul liber pe băncile așezate de-a lungul aleilor umbroase ale parcurilor îngrijite amenajate. Pe 10 iunie 1964 aflam din Viața Nouă despre un concurs. Cele două stații de radio, aparținând radioului Orășenesc și celui de la Clubul Progresul, se pregătesc pentru un nou concurs internațional de radioamatorism. Recent, ei au mai participat la concursul CEOMIR, Apel General pentru Pace, inițiat de radioamatorii din Moscova. Stația colectivă a radioclubului întreține legături cu radioamatori din peste 100 de țări, iar cea a uzinei Progresul cu 20 de țări. Din aceeași ediție aflam despre noi cargouri. Constructorii navali gălățeni au adăugat la bilanțul lor noi realizări dobândite în întrecere. Ei au livrat peste plan un cargou de 4.500 de tone și o motonavă. În locul vaselor livrate, alte două comenzi au și luat locul pe patul de leagăn al calelor de construcții. Astfel au fost lansate în fabricație două noi comenzi de cargouri, comanda 560-561. Navaliștii s-au angajat ca prima etapă de construcții să fie terminată cu multe zile înainte de termenul planificat. Pe 11 iunie 1964 găseam cinematograf pentru elevi. În cadrul Școlii Combinatului Siderurgic Galați a fost amenajat recent un cinematograf. Cinematograful are o sală spațioasă și este prevăzut cu o cabină de protecție. Aici rulează zilnic filme artistice și de documentare. Elevii au vizionat în ultimul timp filme ca Două lozuri, Un om trece prin zid, Noi doi bărbați și Locotenent Cristina. Pe 12 iunie găseam la Galați, acum 50 de ani, întâlnire internațională de lupte. Sâmbătă și duminică va avea loc în orașul Galați o interesantă gală de lupte libere, la care participă selecționatele Japoniei, Iugoslaviei, Republica Populară Română A și Republica Populară Română B. Meciurile suscită un interes deosebit, deoarece cu acest prilej vor evolua o serie de campioni mondiali și sportivi valoroși din trei țări. Meciurile vor avea loc la arena CSO. Pe 13 iunie întâlneam 110 hectare plantate cu tutun, una din ramurile de producție care contribuie la sporirea continuă a veniturilor bănești ale gospodăriei colective din Drăgușeni, raionul Bujor, o constituie cultura tutunului. Anul acesta, colectiviștii de aici au rezervat tutunului o suprafață de 110 hectare plantat, care s-a terminat în câteva zile. Primii din gospodăria care au încheiat această lucrare au fost colectiviștii din brigăzile 3 și 4. Pe 14 iunie 1964 găseam în Viața Nouă un schimb de experiență. Zilele trecute, Consiliul Regional al Sindicatelor, în colaborare cu Comitetul Regional pentru Cultură și Artă Galați, a organizat un interesant schimb de experiență cu directorii cluburilor sindicale din regiune. La acest schimb de experiență, care a avut loc în sala Clubului Progresul Brăila, au fost prezentate referate privind desfășurarea activităților culturale. Dintre referatele prezentate, amintim propaganda tehnică, bună a experienței înaintate, munca cu cartea în sprijinul producției, conținutul activităților formațiilor artistice de amatori și altele, după care s-a trecut la vizitarea cercurilor de acordeon, radioamatori și altele care funcționează pe lângă Clubul Salariaților Uzinei Progresul. În continuare, invitații au participat la o seară literară intitulată Sub semnul celor 20 de ani, la care și-au dat concursul membrii cercurilor literare Mihail Țadoveanu și Hristo Botev din Brăila. Tot în aceeași ediție întâlneam manifestări închinate comemorării marelui poet Mihai Eminescu. Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu a prilejuit în toată regiunea noastră inițierea unor manifestări menite să facă și mai larg cunoscut opera celui mai mare poet român. În școli, la căminele culturale și casele de cultură s-au organizat simpozioane, seri de poezie, medalioane literare consacrate acestui eveniment deosebit. Astfel, Teatrul de Stat din Brăila a organizat în cadrul manifestărilor închinate comemorării a 75 de
de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, un recital de poezii. Despre Eminescu, luceafărul poeziei românești, a vorbit Gheorghe Eminovici, rudă a poetului. Deosebit de bine primite au fost momentele din lirica eminesciană.